citeam cu mult interes ce se scrie și, mult din autori spuneau cu regret că ar mai fi scris despre ceva, dar nu sunt surse. Sau, mă rog, despre alte teme, probabil că le-ar fi plăcut, dar n-au avut unde. Și culmea, citeam în Iacobele în limba maghiară. Și atunci m-am gândit că, ok, dacă această carte s-ar traduce în limba română, în sfârșit, după un secol, cu siguranță că ar folosi la mulți, pentru că poveneam, dacă creez o punte de legătură între două culturi, oamenii vor circula de o parte și de alta, se vor inspira reciproc și atunci, cu siguranță, și ceea ce vor scrie va fi altceva. Eu consider că nu pot, cel puțin în cazul istoriei Transilvaniei, nu poți să scrii o istorie doar pentru tine. Trebuie să consulți și sursele altora, cum a făcut și Iacobele până la urmă. N-a citit doar documente unitare, el era un italian de religie, dar a mers în arhive catolice, s-a dus în arhive ortodoxe, n-a avut nicio problemă cu asta. A încercat să vadă cât mai multe surse, bine, știa și limbi străine pentru că era un erudit. Dar asta este până la urmă farmecul istoriei, importanța istoriei, să îl lași pe alții și să spună cuvântul, să consulți și documentele altora, să-i lași pe alții, să asculți și punctul de vedere al altora. Nu poți scrie o istorie doar cu anumite documente, măturându-le sub pat pe altele. Când faci o cercetare de profunzime, cum a făcut Iacobele, spuneam, vreo 10 ani de zile, a tot strâns documente, vei vedea istoria orașului sau un eveniment din... Cu cât îl vezi din mai multe puncte de vedere, cu atât mai bine. Ori asta îl lasă să se înțeleagă. Trebuie să scrie o istorie din diverse puncte de vedere, cu diverse surse și pe multiple planuri. Spuneam, nu l-a interesat numai istoria politică. L-a interesat istoria socială, l-a interesat istoria economică, l-a interesat istoria militară, istoria confesională. Practic, cred că a fost lucrarea vieții lui. A mai scris el și altele, dar istoria Clujului este lucrarea vieții lui.